Dar să revenim la sfera de probleme generate anterior. Era foarte clar că în momentul în care am văzut că Bendeac și-a adus asistentă, că Bendeac are asistentă, că cred că cineva îi plătește o asistentă, trebuia să aduc și o asistentă. Hai să arăt, mă, cum arată o secretară. Deci ți-am zis de ieri. Bă, dar cine e asistenta lui Chelu? Cred că în adâncul sufletului Bendeac mi-a dat dreptate. Așa trebuie să arate o asistentă. L-am văzut, a avut o scăpare de aia de secundă, i-a fugit ochiul, bang, și atunci am știut. Îmi dă dreptate. Dar ce trebuie să fie? Când scriu versurile și scriu acolo despre bunul Dumnezeu, despre cum ar trebui să fie omul în viață și pun în rime chestia asta pentru ca muzica mea să fie caldă și să atragă cât mai mulți fani, ea vine și buchisește slova mea, bate la mașină și îmi dă să-mi fic cui un perete ca să pot să cânt. Și a venit cu o femeie dezbrăcată. Da, dar a mea era mai bună îmbrăcată decât aia dezbrăcată. Dar de ce are pungă pe cap? Asta este trendul. Deci ca să nu abuzezi la locul de muncă, de aia trebuie să aibă pungă pe cap. Cum o cheamă pe asistenta ta? Aia cu Apar, n-am, îți dai seama că a fost ceva la minte. Am avut Nicoleta. Eu am avut 10 minute asistentă doar ca să-ți fac ție în hâc. Dar era mai bună. Nu discut, frate, eu sunt surat. Nișoară, puteți să o întrebați dacă aveți lacune la capitolul muncă. Da. Operațiuni, tehnologie, tot puteți să comunicați. Da, deci așteptăm întrebările. Bă, o speriați. Bă, nu o speriem, ești de bun la cap. E foarte greu să găsești o asistentă de calitate. Nu? Ce vrei să spui? Am să-i dau un mesaj Elenei și am să-i spun că interzic să mai vin aici. De ce? Ca să încheiem această epopee. Să mergem să scriem finalul. Sper că v-a plăcut asistenta mea.